Anorexia și bulimia nervoasă se numără printre tulburările alimentare ale adolescenților. Care sunt cauzele apariției acestora și cum pot fi prevenite? Aflăm de la consilierul Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale, Antonela Popescu. În perioada adolescenței, mulți copii sunt preocupați de felul în care arată corpul lor și de ceea ce simt în legătură cu acest lucru. Din nefericire, pentru un procent din ce în ce mai mare de adolescenți, dorința de a avea un corp perfect devine o obsesie care se va transforma într-o tulburare alimentară. Este important de reținut că această tulburare nu este un comportament care poate fi controlat, de aceea se impune necesitatea ajutorului medical și psihologic. Să discutăm puțin despre tulburările de alimentație, care sunt ca și subiect pe interesul nostru al tuturor, se referă în special la grupa de vârstă a adolescenților și a tinerilor. Sunt beneficiarii, elevii cu care noi lucrăm în mod deosebit în școli și intră în competența noastră să reușim să evaluăm corect situația în ceea ce privește aceste tulburări. Când vorbim despre tulburări de alimentație, ne referim la o serie de tulburări psihologice care se referă fie la un comportament de a mânca compulsiv, fie la un tip de comportament de restricție alimentară. Ne referim aici la anorexia nervoasă, la bulimia nervoasă și la supraalimentarea. Cred că sunt relativ cunoscute pentru marea majoritate, mai puțin cunoscute sunt cauzele care declanșează aceste fenomene în rândul tinerilor. Ele sunt asociate așa ca și vârstă de apariție. Primele simptome la tinere apar undeva în adolescență. Sunt doar niște repere vagi, pentru că în prezent vârstele specifice etapelor dezvoltării s-au modificat oarecum și lucrurile nu mai sunt așa de clare. Dar, în mod sigur, adolescentele dau primele semne de tulburări alimentare care sunt asociate cu un anumit tip de comportament. Sunt interesate de aspectul fizic, în special starea lor emoțională este una neplăcută, trăiesc stări de depresie sau de anxietate, sunt nesigure în ceea ce privește imaginea asupra propriului lor corp, sunt nemulțumite în legătură cu aspectul fizic, au o stimă de sine scăzută. Toate aceste lucruri sunt într-un fel și cauze care declanșează și efecte ale tulburărilor de alimentație. Este foarte important pentru consilierul școlar și pentru părinții, adulții care se află în preajma adolescenților să știe să identifice corect primele semne ale tulburărilor de alimentație. Și anume, sunt foarte interesați de aspectul lor fizic, discută în permanență despre mâncare și despre caloriile pe care le conțin, au o preocupare constantă în sensul acesta, încep să-și schimbe obiceiurile alimentare, fie mănâncă foarte mult, compulsiv, fie mănâncă foarte puțin, fie sar peste unele mese, încep să-și schimbe modul de a se îmbrăca. Uneori aleg haine largi care să ascundă modificările fizice care survin în urma acestor tulburări alimentare. Este foarte important pentru părinți să depisteze din timp primele semne și să-i poată orienta spre specialiști. Când spun specialiști, mă refer la consilierul școlar care poate să lucreze pe partea aceasta de dezvoltare emoțională cu tânărul și să-l ajute să depășească o anumită stare de stres, o dezorientare emoțională, o anxietate pe care o trăiește, să-și schimbe percepția asupra propriului corp și poate, bineînțeles, să-l trimită la un specialist, la o formă de psihoterapie care să-l ajute să lucreze în profunzime și să depășească această problemă. Echipa Tele2 Drobeta, împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți, vine în sprijinul dumneavoastră și vă așteaptă în fiecare zi de marți să urmăriți un nou material, pastila de consiliere.